Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre cum preia Ucraina inițiativa prin contraatacuri și cum slăbesc continuu liniile de aprovizionare rusești în tandemul HIMARS drone. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, armata ucraineană desfășoară contraatacuri în anumite zone ale frontului, iar trupele ucrainene încearcă să preia inițiativa tactică efectuând contraatacuri pe anumite zone ale frontului și vor putea contraataca în funcție de sosirea ajutorului occidental. Forțele ucrainene vor rămâne în defensivă în următoarele 6 luni și nu vor putea lansa o operațiune contraofensivă la scară largă până în 2025, potrivit oficialilor occidentali și americani. Cu toate acestea, analiștii militari ai Institutului pentru Studiul Războiului au remarcat că forțele ucrainene încearcă deja să preia inițiativa tactică prin desfășurarea de contraatacuri limitate în anumite zone ale frontului și, așa cum vă spuneam, vor putea desfășura operațiuni contraofensive limitate chiar dacă sunt în mare parte în defensivă în funcție de fluxul de ajutor occidental. The New York Times a raportat pe 11 iulie că un alt oficial NATO a declarat că Ucraina va trebui să aștepte mai multă asistență de securitate occidentală și să-și desfășoare mai multe forțe pe front înainte de a lansa operațiuni contraofensive și că Ucraina probabil nu va putea efectua aceste operațiuni până în 2025. Un alt înalt oficial al Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii a spus că forțele ucrainene vor rămâne în defensivă în următoarele 6 luni până în ianuarie 2025 și că forțele ruse sunt puțin probabil să obțină câștiguri semnificative în acest timp. În prezent, Ucraina își rezolvă problemele de personal și formează mai multe brigăzi noi, iar acordarea asistenței de securitate occidentale necesară pentru echiparea acestor brigăzi va determina când și în ce măsură Ucraina va putea contraataca. Operațiunile de contraofensivă ucrainene la scară mai mică deschid oportunități de a atinge obiective importante din punct de vedere operațional, fără provocări. Acestea vor permite Ucrainei să înceapă rapid să submineze capacitatea Rusiei de a folosi inițiativa în întreg teatru de operațiuni și să reducă rapid presiunea asupra forțelor ucrainene. Și aici vom aminti doar că forțele de apărare ale Ucrainei au eliminat inamicul de la Solnitski, Cozaci, din regiunea Kharkiv. Ziua 871 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 13 iulie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 557.770 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1.120 de militari, 8 tancuri, 24 de vehicule blindate de luptă, 58 de sisteme de artilerie și un sistem de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Furia ucraineană l-a ajutat pe americanul HIMARS să ardă depozitul rusesc din spatele frontului. Funcționarea sistemului american de artilerie HIMARS, în tandem cu complexul ucrainean de avioane fără pilot, Fury, a fost prezentat la Armia TV. Imaginile de luptă ale operatorilor Fury din batalionul comandamentului de recunoaștere a artileriei Brigăzii Mecanizate Separate 33 arată că aripile au zburat adânc în pozițiile inamice. Operatorii noștri au primit coordonatele în spatele frontului, unde acumulau forțe, iar în doar câteva minute echipa s-a întâlnit cu vechea democrație americană, a menționat brigada. Drept urmare, depozitul și personalul rusești au fost complet distruse. Am găsit un depozit, am zburat, am lucrat, a spus sublocotenentul Sergei Lipko. E atât de simplu când ai armament suficient și acesta este de cea mai bună calitate și acesta este, din întâmplare, armament de înaltă precizie HIMARS.
Armata ucraineană continuă să-i bată pe ocupanți care și-au stabilit reședința pe teritoriul Vovchansk. Sistemul de rachete HIMARS s-a alăturat artileriei și dronelor care vizează activ ocupanții, se mai arată în mesaj. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!